Bine v-am găsit cu bucurie, dragi telespectatori! Sunt Steluța Florentina Stanciu, terapeut și formator holistic și vă prezint emisiunea Pasiuni armonizate cu viața la Terranova TV. Astăzi avem o emisiune foarte interesantă. Vom vorbi despre dans, vom vorbi despre forme ale dansului, vom vorbi despre ce aduce dansul în viața noastră și vom face această călătorie, vom explora alături de o invitată care revine cu drag în studiourile noastre și căreia îi mulțumesc că a spus da invitației mele, și anume Kiran Anand, trainer de meditații active. Dragă Kiran, mulțumesc și bine ai venit în studio. Și eu mulțumesc de invitație. Mă bucur să fiu iar aici. Una din pasiunile tale foarte mari este dansul. Dansul în foarte multe forme și mai ales dansul care mediu. Având zona aceasta a ta ca și activitate și pui foarte multă pasiune în a explora această formă de remediu cu toate beneficiile pe care ea le aduce. Aș vrea să pornim în această primă călătorie întrebându-te cum a venit dansul în viața ta, cum l-ai descoperit și ce ți-a aduce aminte acum de primele tale conștientizări de stări de bine atunci când ai descoperit dansul. Cum vorbeam puțin înainte să începem și mi-am dat seama că nu am fost întrebată niciodată cum am descoperit dansul sau cum a ajuns dansul la mine. Îmi amintesc acum, în mod conștient, prima oară am dansat într-o meditație activă, în care una dintre părți conține o etapă de dans. Și aveam ochii închiși. În afară de asta, firește, când eram în liceu, dansam la petreceri sau discoteci. Ce te-a mișcat atunci când tu ai descoperit acel dans, de care cu toții știm până la urmă, da? Ce anume a trezit în tine? Da, când am dansat cu ochii închiși, asta s-a întâmplat acum aproximativ 20 de ani, cred, dacă mi-amintesc bine. A fost o stare interioară pentru mine foarte diferită. Cumva m-am simțit acasă, pentru că nu mai eram conștientă, nu știu, se uită cineva la mine, nu se uită cineva la mine. Dansam așa cum simțeam și dansam pentru mine, nu pentru alții. Sunt forme de dans, de obicei când dansăm cu ochii deschiși, sunt forme de dans în care există chiar spectacole de dans, când oamenii, dansatorii, dansează pentru public, de exemplu. Pe mine mă interesează și mă pasionează dansul ca o meditație, aș putea spune, ca o metodă de transformare, pentru că ne poate susține să ne transformăm dansul. Este o mare plăcere, cred că pentru foarte mulți dintre noi, nu știu dacă există și persoane, dar cu siguranță pot fi excepții, cărora să nu le placă dansul. Și unul din beneficiile pe care dansul îl aduce este bucuria. Este o stare pe care nu o gândim foarte mult până la urmă, ci o trăim mai mult. Și cumva ne duce în acea zonă în care am vrea mai mult. Și parcă ne schimbă și starea destul de repede, o acțiune atât de ușoară și atât de simplă, cum este dansul. Cum vezi tu, din explorările pe care tu le-ai făcut, de la acele începuturi, practic, cum vezi tu acest aspect din punct de vedere al conștientizării a ceea ce se întâmplă în interiorul ființei noastre atunci când dansăm? Fie că dansăm,
Hai să începem în primul și în primul rând cu acel dans pe care chiar îl facem împreună cu prietenii, familia, la anumite evenimente, da? Starea de bine este și acolo. Starea de bine pe care dansul ne aduce, inclusiv acolo se întâmplă să fie, dacă noi ne lăsăm dansului. Și apoi să explorăm și partea aceasta de care tu spuneai mai devreme, în care o facem pentru noi, o facem ca și meditație. Da. Cred că noi, ca oameni, cred că oamenii dansează din timpuri străvechi. Au, chiar sunt studii care arată asta. Oamenii dansau în triburi, se adunau și dansau într-un mod natural. Și cred că dansul a apărut ca o nevoie de ce conecta tribul. Și cred că asta se întâmplă și în zilele noastre. La nunți, când se dansează, oamenii se conectează. E un moment de conectare între oameni. Și da, apare această stare de bucurie pentru că dansul conectează la petreceri. Diferența dintre a dansa pentru mine personal este o diferență atunci când, nu mai merg de câțiva ani buni, am avut perioada mea de mers în cluburi, însă mi-amintesc când și când mergeam în club, eu sunt genul de persoană care nu mă interesa că mă vedea altcineva dansând, însă de obicei când știm că cineva ne privește când dansăm, dansăm puțin diferit. Dacă, în sensul că apare această idee că cineva se uită la mine și ne controlăm puțin. Pentru mine e foarte diferit dansul spontan cumva, sau să ne dăm, cum ai spus și tu mai devreme, ce se întâmplă dacă îmi dau voie să dansez. Și da, eu nu mă refer la un dans care are anumiți pași și presupune o coreografie. Mergem acum la partea aceasta care ai spus că pe tine te pasionează de fapt cel mai mult, o practici cel mai mult și o dai mai departe, și anume practica dansului ca remediu. Cum ai descoperit, de ce a devenit o pasiune și ce ne poți spune despre ceea ce se întâmplă și care este povestea ta legată de această parte a dansului ca remediu? Da, sunt două momente pentru mine. Cum spuneam mai devreme, prin meditațiile active care conțin și etape de dans. Însă este un dans liber. Și participanții, eram un participant, a venit această etapă de dans din metoda respectivă și m-am simțit foarte liberă. Asta mi-a plăcut foarte mult. Faptul că nu m-a interesat, știam că nu se uită nimeni, deși era o persoană care facilita. Însă acest gen de dans m-a reconectat cu o stare interioară de libertate, pentru pe mine personal, și am continuat să explorez diferite metode care conțin dansul în acest mod. Dansul ca și meditație mai mult, de la meditație activă la trance dance, de exemplu. Pentru mine oricum și tangoul pe care îl iubesc este o metodă care de interiorizare sau contact improvisation sau dansul celor cinci ritmuri. Sunt atâtea metode de dans la dispoziție și cred că pe placul fiecărui om. Da, și ceea ce m-a făcut să continui să explorez, eu venind din practici în care stăteam, priveam un perete gen zazen, meditația budistă, să descoper această mișcare prin dans, am simțit două lucruri, libertate și bucurie, pur și simplu. Și atunci asta m-a făcut să continui să explorez și prin 2008, dacă mi-amintesc bine, am început să explorez din ce în ce mai mult, sau poate 2007, să dansez legată la ochi. Și asta mi-a plăcut și mai mult.
Este o diferență să dansăm cu ochii închiși sau să ne acoperim ochii. Când suntem mici, eu una când eram mică mă jucam Baba Oarba și îmi plăcea foarte mult și când mi-am acoperit ochii prima oară și am dansat, mi-am amintit de acest joc, Baba Oarba. Da, pentru că atunci când ne acoperim ochii, ceva se relaxează foarte mult în interior, deoarece ne folosim din toate simțurile. Noi ca oameni am ajuns să folosim foarte mult doar simțul vizual. Legat de acest dans ca remediu și partea asta a călătoriei tale, când anume ai simțit că îți aduce și transformări palpabile, vizibile, în viața de zi cu zi? Spuneai că ai început să explorezi. Au fost anumite aspecte care s-au schimbat, au fost anumite aspecte care s-au întâmplat în urma acestui gen de dans pe care tu ai început să-l practici. Da, foarte multe. Da, eu am crescut la malul mării, am crescut în Constanța și acolo am și locuit vreo 20 de ani și un pic, până când m-am mutat în București. Și dansul în acest fel mie îmi dă o stare interioară fluidă și simt beneficiile și acum în viața mea de zi cu zi, de fiecare dată când chiar doar studiez, practic, dansez, de exemplu, după un trans dance, am o claritate interioară. Eu sunt genul de persoană, nu merg la sală, prefer să dansez sau să-mi scutur corpul, pentru că sunt fascinată de, da, odată de dans și apoi de o mișcare conștientă a corpului. Da, am simțit și simt în continuare că mi-aduce multă claritate dincolo de bucurie, pentru că endorfine se activează foarte mult în corp când ne mișcăm, când dansăm. Cred că simt că mi se oxigenează tot creierul. Pot să dansez și doar jumătate de oră. Mă simt foarte diferită. Și claritatea interioară cred că este un aspect foarte important, pentru că de multe ori ne simțim cu mintea în ceață și pe mine mă susține și îmi place să am claritate interioară. Asta e un aspect important și bucuria cred că e importantă în viață și reconectarea cumva la corp, la simțuri, aș spune. Care este istoria acestui tip de dans pe care tu l-ai menționat? Ce ne-ai putea spune din ceea ce ai descoperit ulterior? Când a apărut și care au fost motivele pentru care a fost creat? Da, după cum spuneam, și studiile arată asta, că dansul, de asta sunt dansuri tribale, și se practică și în zilele noastre dansuri tribale sau trans dance cumva duce într-o zonă tribală. Cred că oamenii dansează din timpurile în care omenirea trăia în triburi. Este clar asta și de asta când ne adunăm la petreceri și dansăm sau la concerte, este așa o vibrație tribală, nu știu cum să o numesc, dar eu simt asta la concerte și cred că mulți dintre noi simțim asta. Dacă vorbim de meditațiile active, ele au fost introduse și dezvoltate din anii 60-70, în care Osho a adus acest element, muzica și acoperirea ochilor, ca și agent de transformare interioară, ca metodă de a privi în interior, pentru că asta se întâmplă când ochii sunt închiși, privirea care noi de obicei privim cu ochii firește în exterior, e normal. Când ochii sunt închiși și ne acoperim ochii, toată această atenție este în interior.
începem să privim în interior de asta. Avem cumva o călătorie în interior, pot spune. Și apoi transdance a fost dezvoltat prin anii 80, însă creatorul ritualului transdance a fost inspirat tot de Osho. Ca și practică de a ne acoperi ochii în transdance, ne acoperim ochii, ne conectăm la o intenție personală, explorăm un anumit tip de respirație care ne energizează și apoi dansăm, după care la final ne întindem în etapa de integrare, se numește. Da. Iar transdance-ul a fost dezvoltat prin anii 80. Ca și practică, așa cum se practică astăzi în toată lumea, nu doar în România. Sunt foarte multe forme de dans, foarte multe tipuri și fiecare sunt create cu un anumit scop, cu o anumită țintă. Tipurile acestea de dans despre care tu spui au ca obiectiv ce anume? Bucuria, cred. Da. Nu știu dacă pe mine personal, iarăși, sunt studii despre ce aduce dansul, ce aduce mișcarea în viața noastră. Faptul că ne oxigenează tot creierul, mișcarea. Când ne mișcăm corpul, ne mișcăm psihicul, cumva. Și cred, eu observ la mine, de fiecare dată când mă mișc într-un mod conștient, pentru că sunt multe mișcări pe care le putem, începând cu arte marțiale, mers în parc, în not și așa mai departe, sau dans, beneficiile sunt multiple, de la circulația sângelui se îmbunătățește în corp când dansăm. Nu mai spun de studii care arată riscul de boli grave, cum ar fi Alzheimer, de exemplu. Creierul, sunt multe discursuri în zilele noastre care pot fi găsite pe internet de la diferiți oameni de știință care au ținut discursuri despre cât de important este să ne menținem creierul într-o stare, să prelungim viața creierului sau funcționarea creierului la un mod optim. Și asta o facem și prin dans, slavă cerului. Da. Forma aceasta de a crea acest spațiu pentru noi, spațiu, cum spuneai și tu, de a dansa tu cu tine însuți. Am făcut noi o emisiune foarte frumoasă radio în care povestești despre conexiunea dintre simțuri, minte, da, și corpul nostru. Cumva acest dans care mediu ne duce în acel spațiu în care să dansăm până la urmă cu emoțiile noastre. Este o metodă, da, prin care mișcarea acestor emoții, da, produce practic o purificare până la urmă a celulelor noastre, așa cum spuneai, ne oxigenăm mai bine, sunt eliminate toxine din corp, dar și mintea noastră este drenată de anumite, da, încărcături ale unor emoții. Ce ne poți povesti despre acest aspect? Da, iarăși observ la mine, cred că un mare beneficiu al dansului și al mișcării conștiente, pentru că una este să mergem la sală și să alergăm pe o bandă, și ne face foarte bine, este un gen de mișcare. Când spun conștientă, este atunci când atenția este orientată spre interior. Pentru că văd oameni câteodată la sală, văd din exterior, după cum spuneam, eu nu merg încă la sală, dar văd oameni care alargă pe bandă, au căști, se uită în telefon și așa mai departe. Deci atenția nu este boom în moment. Și cred că
Un mare beneficiu pentru mine al dansului este că ne reîntregește toate părțile din noi. Și deseori îi invit pe cei care participă la explorările noastre să lase toate aspectele să danseze, cum spuneai și tu mai devreme. Pentru că deseori ne trăim viața crezând că sunt bine dacă mă simt bine, între ghilimele, într-o stare de bucurie, ne este foarte, e normal și natural să ne simțim bine. Și cred că în viață e important să învățăm să dansăm cu toate stările, ca să spun așa. Dragi urmăritori și telespectatori, vom lua o scurtă pauză acum și cu mare bucurie vă așteptăm în partea a doua a emisiunii noastre. Mulțumesc! Adu în viața ta armonie, bucurie și iubire. Cum ar fi dacă ai adăugat la toate acestea pasiuni? Bine ați revenit cu bucurie în partea a doua a emisiunii. Continuăm această temă emisiunii noastre de astăzi și anume dansul care mediu și beneficiile pe care el îl aduce. Alături de invitata mea, Kiran Anand, trainer de meditații active. Kiran, spuneai mai devreme că există o diferență foarte mare între mișcarea, dansul practic pe care noi îl facem pentru, cu atenția de fapt și pentru până la urmă exterior și acest tip de dans pe care noi îl facem ca și meditație pentru interiorul nostru. Și aici cred că vorbim foarte mult de partea în care ceea ce se produce și există niște diferențe foarte, foarte mari în ființa noastră atunci când folosim aceste două aspecte de care avem nevoie până la urmă să fim conștienți, este că toată acea energie pe care noi o creăm pentru mediul exterior sau pentru aspectele exterioare, da? Iar dacă facem asta la, nu știu, sala de fitness, cum spuneai și tu, dar gândul nostru este ca exteriorul nostru să se transforme și să impresioneze. Din punctul meu de vedere, văd acest aspect ca fiind o energie pe care noi o dăm în afară și nu mai beneficiem neapărat în mare parte de ea. Da, poate fi practic o mulțumire așa personală, da, poate am mai slăbit un pic sau poate ceva se întâmplă. Versus acel dans care se petrece pentru noi ca meditație în interiorul nostru, când toată energia se duce înăuntrul ființei și ea rămâne în totalitate acolo. Ce ne poți spune despre acest aspect? Da. După cum spuneam mai devreme, iarăși vorbesc pentru mine și ceea ce observ, eu am ajuns să explorez metode care sau practici care includ dansul ca și metodă de transformare, pentru că eu asta simt, am simțit pe parcursul anilor cum susține și mă transformă. O metodă de dans în care atunci când dansez, atenția mea este în interiorul meu versus, nu știu, a dansa într-un club la o petrecere unde e mai provocator să-mi mențin atenția în interior. Și da, cred că e important să ne găsim metode în viața asta care ne susțin să revenim cu atenția în interiorul nostru pentru a vedea cum ne simțim moment de moment, pentru a ne dezvolta capacitatea interioară de a ne orienta în viață mai degrabă decât să cerem părerea celorlalți, ceea ce facem frecvent. Tu ce zici de asta, de exemplu, este o întrebare frecventă. Și cred că e important să revenim, ok, cum se simte experiența asta pentru mine? Ce îmi spune corpul meu în momentul ăsta?
Și, apropo de metodă, este de fapt una din metodele pe care tu le folosești tocmai pentru a face această analiză interioară despre ceea ce se întâmplă în momentul în care, în fiecare moment, dar mai ales în momentul în care dansezi și ce poți descoperi din acea explorare pe care tu o faci. Și atunci spuneai că ea vine și care mediu? Pentru că e posibil să iasă la suprafață lucruri sau cum se întâmplă aceste aspecte? Cum este procesul? Cum este experiența? Cum este când pășești complet în experiență? Ce mă fascinează pe mine, de exemplu, la Transdance, este că de fiecare dată când fie că sunt participant, fie că eu susțin cadrul respectiv, practic este un cadru pe care îl creăm atunci când susținem un Transdance, pentru ca fiecare om să aibă o experiență, o călătorie interioară, susținută de aceste elemente, acoperirea ochilor, conectarea la o intenție, respirația focului se numește, această respirație care ne energizează sistemul, aș spune nu doar corpul, apoi dans, și poate fi provocator să ne lăsăm să dansăm cu ochii acoperiți, pentru că suntem foarte obișnuiți în viața noastră să dansăm și să ne trăim viața, aș spune, cu ochii deschiși. Ne simțim în siguranță doar atunci când vedem ce este în jurul nostru. Cred că de aici vine expresia asta, am ajuns să fim orbiți de lumină. Da. Și pentru mine, de fiecare dată, ritualul Transdance se mai numește și dansul vieții, pentru că are elemente din viață. În viață respirăm. Pe parcursul unei zile avem cel puțin o intenție, poate fi conștientă sau inconștientă, însă intenții avem în viața noastră. Viața noastră are ritmuri diferite, ne mișcăm uneori și alteori stăm. Pentru mine Transdance, să fiu sinceră, a devenit mai mult un mod de viață. Nu e doar practica în sine. Dar practica în sine ne susține să transformăm, ne pot apărea tot felul de imagini, de exemplu, în Transdance, lucruri pe care le vedem în interior sau diferite stări sau se pot trezi diferite experiențe pe care le-am avut, amintiri, care cumva se integrează în interior într-un mod misterios pentru mine. Care este diferența dintre a face dans individual și a fi alături de alți participanți care doresc să exploreze tipurile acestea de dans? Este o diferență enormă. Eu o simt ca și energie, vibrație, nu știu cum să zic. E foarte diferit când mai mulți oameni. Asta mă duce iar cu gândul la un trib. E foarte diferit când mai mulți oameni într-un spațiu, într-o sală, să spunem, sau în natură, dansează împreună, se creează o anumită energie care susține experiența individuală. Transdance, de exemplu, este o călătorie individuală, pentru că toți participanții își acoperă ochii, mai puțin persoana care facilitează și apoi sunt oameni care susțin și dansează printre participanți, ne asigurăm că sunt în siguranță. Da, și una este să simți energia altor oameni în jur, este ceva viu, și energia mai multor oameni în același loc, din experiența mea, susține fiecare participant. Chiar dacă este o călătorie individuală care beneficiază, aș spune, de prezența celorlalți, amplifică experiența individuală față de a fi singur într-o încăpere și a dansa, este foarte diferit, este foarte redusă experiența și vorbesc din proprie experiență și pentru mine e foarte diferit să practic acasă de una singură sau cu iubitul meu, partenerul meu,
Și alta este când chiar și eu când facilitez, simt, cred că asta ne face vii, după cum spuneam mai devreme, diferența dintre un om și un perete pentru mine este că omul simte. Suntem ca, cred că toți porii noștri pot simți, chiar dacă putem exprima asta prin cuvinte sau nu. Dar este ceva care creează, practic, și o susținere. O susținere să rămâi în proces, o susținere să-ți urmezi călătoria. Categoric. Și alături de ceilalți, susținerea, bineînțeles că se simte într-o formă mult mai mare. Da. Din experiența ta, din ceea ce tu ai explorat până acum, ai putea să ne descrii o situație concretă a felului în care te-ai simțit în urma unor sesiuni de acest fel de dans în viața de zi cu zi, în momentul în care ai ieșit afară din sală și ai mers la activitățile zilnice, la activitățile pe care cu toții le avem. Ce a adus în plus sau ce exemple ne poți da din cele pe care tu le-ai experimentat și ai văzut că sunt foarte susținătoare pentru viața ta de zi cu zi? Da, pe mine ce mă susține cel mai mult este faptul că îmi simt corpul după orice sesiune de dans. Mă simt mai conectată la corp, pentru că altfel noi ca oameni trăim așa, corpul ne duce de colo-colo, știm că avem un corp, însă începem să ne simțim corpul și să ne conectăm poate la corp când avem o durere și mergem de obicei la medic sau nu. Dar când ne doare ceva, ne punem atenția la asta, mă refer pe corp. Când dansăm, cumva corpul se retrezește și cred că este important să trăim în contact cu corpul, să ne simțim corpul. Și apoi, pentru mine, da, există clar o conexiune între corp și simțuri și a simți. Și este important să ne dăm voie să simțim corpul, practic. Prin corp trăim și simțim și percepem viața, realitatea, pe noi înșine și pe ceilalți și alți oameni. Ăsta pentru mine este un mare beneficiu. Și vedem pe stradă, de exemplu, astăzi venind încoace, am luat un taxi pentru a ajunge, pentru a străbate orașul și a ajunge aici. Și am stat puțin pe stradă și observam cum merg unii oameni total de parcă am câteodată senzația dacă aș ciocăni, îmi vine să întreb, e cineva acolo? Trăim atât de deconectați de corpurile noastre. Îl cărăm după noi, efectiv, da, fără să ne refer. Mai gândim că are nevoie de blândețea noastră, de atenția noastră. Asta te referi? Da, la asta mă refer. Și da, o altă... Asta cred că e... Vorbeam mai devreme de claritate și revin la ea, pentru că mi se pare important în viața noastră de zi cu zi să avem claritate, chiar și în mijlocul haosului, pentru că viața deseori ne poate aduce... Asta e experiență. Cel puțin în viața mea am trăit și cu siguranță voi mai trăi situații pline de haos sau care îmi provoacă un haos în interior. Și e important să învățăm să ne mișcăm cu claritatea, spune, prin haos și prin haosul vieții. Și mai ales să-l vedem în primul rând. Da, pentru să conștientizăm. Pentru că în acest proces, din ce simt și explorând și eu alături de tine până la urmă, unul din lucrurile cele mai importante a fost și faptul că încep să vezi rădăcinile unor limitări ale minții pe care nu te-ai fi gândit că le ai acolo sau nu le-ai explorat. Ele rămân cumva în substraturile ființei noastre
și pur și simplu nu ne dăm seama cât de mult ne impactează. Chiar și în mișcarea corpurilor. Da? Pentru că dacă o limitare ce înseamnă? Mie poate rușine să fac ceva sau să spun ceva sau să mă arăt într-un anume fel și atunci îți dai seama că nu mai este acel aspect. Adică, ok, te văd, știu asta, dar nu este cazul. Sunt fel de fel de situații în care ceea ce se creează în ființă îți acordă această libertate și destindere până la urmă în care corpul să te susțină. Inclusiv în ceea ce, pentru că până la urmă noi simțim din ceea ce percepem prin cuvinte, din ceea ce percepem prin ceea ce explorăm și în afara ființei noastre și în interacțiunile cu ceilalți și atunci corpul nostru poate să se contracte, poate să se dilate, poate să zâmbească, poate să se simtă biciuit, aș putea spune, cu ghilimelele de rigoare, da? Și atunci sunt aceste constructe mentale care dintr-o zonă în care, ok, vrem să ne arătăm punându-ne o mască, ele rămân cumva înglobate în ființa noastră fără să le mai vedem, dar care se activează și poate în situații asemănătoare ne duc în aceleași tipare. Da. Cred că atingi un subiect sensibil, real, pe care într-un mod sau altul îl resimțim cu toții și ascultându-te mai devreme mi-a venit că da, uite, mie acest gen de mișcare și acest gen de practici mi-au adus și mi-aduc în viață o anumită naturalețe, aș spune. Și cred că este important să, da, să ne dăm voie să fim naturali, așa cum suntem noi. Câteodată triști, câteodată zâmbitori, câteodată bucuroși, câteodată furioși, oameni. În cele din urmă, cred că asta ne face oameni, faptul că suntem niște ființe vii, în transformare și naturalețea este o altă calitate, aș spune. Și cum gestionăm reacțiile celorlalți în această naturalețe a noastră? Pentru că se poate întâmpla ca această naturalețe să aibă și acele forme care le refuzăm de foarte multe ori să le exprimăm. Dar ele, de fapt, ne produc dezechilibre în ființa noastră și cumva produc și reacții posibil și din partea celor din jurul nostru. Cum gestionăm această parte? Tot așa prin a avea încredere în noi că da, pentru mine este ok să vreau să eliberez asta și să nu mă impacteze până la urmă punctul de vedere al celuilalt. Cum este aici? Da, eu conectez, de exemplu, naturalețea cu o exprimare asumată și conștientă. De exemplu, dacă eu nu mă simt bine într-un moment și am niște sarcini de făcut, este important să comunic, nu știu, partenerului, colegului, colegilor, nu mă simt bine în momentul ăsta. Ce ni se întâmplă atunci când nu ne simțim într-o stare interioară bună, între ghilimele? Pentru mine, orice, am ajuns să la această concluzie, între ghilimele, că orice simt este ok, de asta pun ghilimelele. Dar pentru mintea noastră ne simțim bine când suntem bucuroși, zâmbitori și dacă simțim tristețe, nu, tristețea nu e bună, furia la fel nu e bună și așa mai departe. Vulnerabilitatea, Doamne ferește. Și este practic o presiune care este pusă pe noi, cumva să ne arătăm în lume doar în felul ăsta, pentru că doar așa putem fi puși într-o anumită
Doar așa suntem acceptați. Acceptare, da, exact. Cred că trăim o mare parte din viață făcând totul să fim acceptați. De părinți, de profesori, chiar și de prieteni, nu mai spun de iubiți și de iubite. Și cred că este o alegere pentru fiecare dintre noi cum vrem să trăim, ce ne susține în viața asta, ce avem nevoie, ce ne împlinește mai mult de ce mă face fericit. Și acum mă duce cu gândul la faptul că avem nevoie de această susținere interioară care să ne mențină naturalețea. Da? Cred că trăim niște vremuri în care această naturalețe este cumva pusă la zid și cumva avem nevoie ca fiecare dintre noi să avem forța și puterea să o exprimăm fără să ne mai ferim că ea nu-și găsește locul. Și atunci ne duce către zona în care pășim către persoanele, situațiile, locurile în care sufletul nostru sau ființa noastră se simte în mod natural. Așa. Da, de acord. Cred că pentru a ne da seama cum suntem noi, așa, ce e naturalețea pentru noi, iarăși o văd ca pe o explorare. Pentru a conștientiza cum sunt eu, cea naturală, avem nevoie să vedem când suntem falși și să fim sinceri față de noi înșine. Cu toții avem momente când suntem și falși. Pentru a fi pe plac, de obicei, facem asta. Sau așa văd eu lucrurile. Și a fi, da, noi cei naturali ține de curaj și de o asumare, spune, interioară. Pe final de emisiune, dragă Kiran, te invit să lași un mesaj pentru telespectatorii noștri. Un mesaj legat de această explorare de dans. Ce simți să transmiți mai departe? Da. Aș lansa o invitație să, ca fiecare om să-și dea voie să danseze cu viața, cu fiecare moment al vieții și cu toate experiențele pe care viața ni le aduce în cale. Pentru că, da, viața este un dans. Mulțumim tare mult pentru tot ce ai împărtășit. Mulțumim pentru prezența ta aici în emisiune. Te mai invităm și altă dată, dacă dorești, cu noi subiecte sau cu ceea ce simți să împărtășești alături de noi. Iar dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Vă mulțumim că ne urmăriți. Dacă sunt întrebări sau mesaje, vă invit să lăsați în linkul acestei emisiuni și dorința este de a aduce toate informațiile de care simțiți că aveți nevoie să le accesați. Întrebări chiar și despre invitata mea de astăzi și tot ceea ce vreți să mai prezentăm în cadrul acestei emisiuni. Pe curând, pe data viitoare, multe, multe gânduri pline de lumină și iubire și, așa cum spunea și invitata mea, Kiran Anand, un frumos dans cu viața, cu noi înșine și cu tot ce mai frumos să accesăm în această călătorie foarte faină pe care fiecare o avem. Până atunci, gânduri bune și pe curând. La revedere!